România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Există nenumărate avertismente că războiul din Ucraina va duce la o criză alimentară. Primele semne le vedeți deja în prețurile de la raft. Scumpirile sunt mai mari decât cele anunțate oficial. Luați exemplul făinii, care este dată de statistici cu 25%, dar la raft este mai scumpă și de două ori, adică în niciun caz 25%. Dar ce ar putea să însemne o criză alimentară? Pentru unii, foamete. Cu cât este mai săracă țara și mai dependentă de importuri, atunci asta poate însemna și foamete. De exemplu, Libanul, unde o criză economică a dus la sărăcie de câțiva ani, o sărăcie dură, lucie, iar făina este adusă din import în proporție de 80% chiar din Ucraina. Când secretarul general al ONU și țările din G7 vorbesc despre foamete, cu siguranță la astfel de țări se referă. Țările europene s-ar putea să vadă altceva. Cum spune guvernatorul Băncii Angliei, o să avem prețuri apocaliptice la alimente. Și cu cât țara e mai săracă, probabil apocalipsa e mai mare. Dar noi, românii, cum stăm aici? Cum ar putea arăta această criză pentru noi? Asta vă chem să răspundeți astăzi, mai ales voi cu viziunea și priceperea voastră. Suntem cumva aici, în România, între ape, nu? O țară cu un potențial despre care credem că este uriaș, dar care nu este împlinit niciodată. Și o țară care, pe lângă ferme și afacere agricolă, sigur că are și agricultură de subzistență. Datele oficiale zic că România nu își asigură decât necesarul de cereale, varză, carne de capră și carne de oaie. Și de aici încolo problemele sunt nesfârșite. Nu ne facem singur legumele decât în proporție de 80%. Carnea de porc vine din import, jumătate din ea vine din import, nici cu laptele, brânza sau untul nu ne descurcăm foarte tare, iar zahărul este făcut doar o treime aici, ca să vă dau doar câteva exemple. Dar să vă mai spun ceva, chiar dacă am produce brusc, acum, toate lucrurile de care avem nevoie, sau toate cele de mai sus, nici nu prea avem unde să le punem. Nu avem destule depozite sau spații de stocare și dacă mi-aduc aminte, acum 13 ani, cred, Traian Băsescu într-o campanie electorală umbla așa cu o listă de depozite agricole care trebuie făcute, dar nu s-au făcut. Nu avem nici măcar căile de transport necesare. Zeci de trenuri care ar trebui să vină din Ucraina nu au pe unde veni și zeci de vapoare încearcă să preia de la Sulina, Galați și Constanța diverse cereale, dar, ce să vezi, porturile noastre sunt lipsite de investiții și sunt mici. Este foarte probabil ca în această situație să asistăm la scumpiri și mai mari, căci piața va încerca să se autoregleze, dar și la blocarea unor exporturi ale României. Întrebarea este însă, oare vom ajunge și la raționalizarea unor produse? Pentru ce ne pregătim, de fapt, și pentru ce vă pregătiți? Și dacă vă faceți vreun plan. Sunt țări care au blocat deja exporturile de cereale, Serbia, Ungaria, India, o măsură la care guvernul României s-a uitat, dar n-a luat-o pentru că a spus, e ok, suntem bine, în momentul ăsta avem cereale destule. Dar eu vă chem la dezbatere și la pregătire, măcar la conștientizarea acestei probleme. Așadar, 0372069599. Îl repet, 0372069599. Este pregătită România să răspundă unei crize alimentare? Cum vă veți descurca în cazul unor scumpiri sau raționalizări și care e cea mai mare temere a voastră aici? Și pentru cei care lucrați, poate în breaslă asta, alimentație, agricultură, ce măsură rapidă este necesară în aceste zile? 0372069599, acesta e telefonul Europa FM. Suntem și pe Facebook, mai și acolo la mesajele voastre, dar ne auzim la radio, unde îl salutăm pe Mihai. Salutare, bine ai venit la noi! Vă salut, domnul Striblea. Întrebarea dumneavoastră este justificată, cum ne pregătim sau cum ar trebui să ne pregătim pentru ceea ce urmează? Dar eu vin cu o altă întrebare. Cum ne pregătiți dumneavoastră, formatorii de opinie, pentru ceea ce urmează să se întâmple sau ceea ce ne așteaptă? Și cât de justificată este oare atitudinea asta de a vorbi de apocalipsă? Știu că termenul va aparține dumneavoastră, că este a unor renumiți
cercetător britanic, renumit, din toate punctele de vedere. N-am zis cercetător, am zis guvernatorul Băncii Angliei. E destul cu pentru siguranță e rudenie cu ceva cercetător britanic. Dumneavoastră vi se pare că atitudinea mea e irresponsabilă sau că am fost dezechilibrat în ce am spus aici? Domnul Striblea, da. Problema este perfect de abordat. Deci nu putem să stăm, să așteptăm. Mm. Ce nu-mi place este modul în care o prezentați dumneavoastră. Mm. Prezentați-o mai bine, vă rog frumos. Da, pot s-o nu pot eu să o prezint mai bine. Nu sunt jurnalist atât de documentat. Păi și atunci ce vreți de la mine? Că nu văd care e problema. Ați sunat să da, mă certați? Da, am spus-o de la început. Da. Da, da, n-am voie să vă cer, domnul Striblea. Ce anume? Că n-am înțeles ce a spus. N-am sunat, chiar dacă am sunat să vă cer, nu am voie să fac asta. Bă, certați-mă, dar certați-mă că nu înțeleg ce vreți. Nu înțeleg care e problema dumneavoastră. Domnul Striblea, eu, problema mea este că dumneavoastră trebuia să ne spuneți, măi, oameni buni, facem parte dintr-un bloc comunitar. Așa. Avem și obligații, dar avem și beneficii. Așa. În urma acestui fapt. Cu siguranță, la nivel european, există foruri care se vor gândi și vor lua măsuri din timp, pe de o parte. Pe de altă parte, avem un guvern care trebuie să nu doarmă, ci să ia urgent măsurile care se impun. Eu zic că, prin atitudinea noastră, nu faceți nimic altceva decât să îndrumați prostimea la făcut stocuri. Mulțumesc, la revedere! Ok. Iată un om hotărât. N-are argumente, dar are idei. În acest moment, dacă dumneavoastră considerați că o problemă se abordează de maniera asta în care putem să zicem așa, domnule, avem o problemă în față, dar aveți încredere în guvern, pentru că guvernul va rezolva și va aduce de mâncare, da, mie mi se pare o abordare greșită din punctul ăsta de vedere. Oamenii sănătoși la cap, echilibrați și cumpătați, discută despre problemele pe care le au din față, pe care le au în față. Și atenție, când președintele Macron, președintele Biden, secretarul general al ONU vin și transmit cu toții același lucru și spun că avem o problemă reală în față, noi o discutăm, asta facem. Iar dacă îi considerați pe oameni proști pentru că își fac stocuri de alimente, scuzați-mă, vă meritați expresia. Da? Ăsta e un tip de atitudine, știi cum e, ceartă mesagerul pentru că eu sunt foarte deștept. Da, Mihai, n-am înțeles scopul telefonului tău. Aici poți să prezinți argumente, poți să stai de vorbă, putem să împărtășim opinii. Este o emisiune foarte liberă, după cum vezi. Ar trebui să-ți fie rușine de modul în care gândești. Alexandru, salutare, bine ai venit la România în direct. Bună ziua, vă salut. Te ascult, Alexandru, te întorc la subiect. Cum arată această criză alimentară anunțată de liderii lumii pentru tine? Din punctul meu de vedere, că sunt și băiat de fermier, ciudată, nici nu știu dacă pot să iau că e bine, că e rău. Prețul, într-adevăr, acum pentru noi, cei care producem, sunt mari, adică ne-ar ajuta într-un fel. Acum, nu știu, într-o oarecare măsură, inputurile, cât prețul lor, cât o să fie, s-ar putea să influențeze negativ, s-ar putea să fie tot cum a fost anul trecut, adică din punctul nostru de vedere. Adică punctul ce înseamnă ca tot ca anul trecut? Adică ce privește profitabilitatea. Dar așa, omul de rând, noi suntem și la țară, locuim la țară, porci avem, capre avem. Deci o să te descurci, asta încerc să-mi spui. Da, da, da. Adică, cum a fost și în perioada pandemiei, din punctul meu de vedere, toți cei care stau la oraș o să fie mai situați mai rău. Adică o să plătească mai mult, sau ce înseamnă de fapt răul ăsta? Adică, da, o să plătească mai mult, că mă gândesc că n-au cum să crească o capră pe un balcon sau un porc. Asta e singura problemă care o să apară, adică scumpirea? Din punctul meu de vedere, scumpirea, salariile mici, aici e și asta problema. Și am fost ieri. Mi s-a părut ciudat ce am discutat cu o firmă pentru fonduri europene.
care ne-au sprijinit, că am făcut un proiect pentru fonduri europene și ce am înțeles de la dumnealor pentru IMM-ul Invest, adică pentru fondurile de la Uniunea Europeană, de la guvern, care urmează să dea din cauza pandemiei sau a prețului, n-am înțeles exactitate. Mi s-a părut ciudat, și lor li s-a părut ciudat, că sunt undeva la 10.000 de proiecte eligibile, adică și se clasează cumva primul venit, primul servit. Adică cei din guvern, ca să ne ajute, bine, cine vine prim, cum ar fi. Bun, da. Înțeleg că guvernul v-a dat acum și niște ajutoare, adică există un tip de ajutor pentru salariile din agricultură. V-au făcut niște scutiri de taxe și impozite în ultima perioadă, tocmai pentru a impulsiona angajările. Funcționează chestiunea asta? Noi suntem o întreprindere individuală, un I, și din punctul meu de vedere n-ar sprijini într-o măsură mare. Dar ce nevoie ai avea, ca să înțeleagă lumea exact, ca să produci mai mult și mai bine? Ca să produce mai mult și mai bine, are nevoie de investiții și investiții se fac cu bani. Automat, dacă cifra mea de afaceri crește și e mare, automat nu o să mă arunc, ce să mai... scuzați-mi expresie, vorba, sunt și un pic emoționat. Ideea e să bagi, să investești acolo unde produci. Atâta timp când ai banii necesari pentru a reinvesti, e ok. Guvernul ar fi, din punctul meu de vedere, ar fi bine pentru fermieri, mai ales acum cum e perioada, subvențiile să fie un pic mai mari, dar asta e altă discuție. Da, exact discuția asta și să vă ajute cumva la motorină. Mulțumesc tare mult, Alexandru. Încă nu m-am lămurit care ar trebui să fie măsura aceea care să completeze nevoile existente în acest moment și să o facă și la un preț acceptabil, da? Pentru că, cu siguranță, va fi carne de porc. Dar până unde? La ce preț, ca să dau un exemplu? Sau la zahăr? Ovidiu, salutare! Ești la România în direct. Bună ziua! Bună ziua! Am sunat mai mult din prisma ocupației pe care o am. Sunt medic veterinar, tot într-o zonă de țară undeva. Și legat de tema emisiunii de astăzi, cred că, așa cum a spus și antivorbitorul pe care l-ați avut, sunt două probleme legate de creșterea animalelor și de cultura cerealelor. Dacă la cultura cerealelor probabil ar putea fi făcute multe lucruri, adică refăcute lucruri, care să ajute cumva înființarea culturilor și să sporească producția, practic, la niște prețuri acceptabile, vorbim aici de îngrășămintele chimice, care, cum știm, cei din domeniu s-au triplat ca și costuri, poate chiar mai bine unele. S-au închis combinate importante și cu tradiție destul de mare la noi în țară, din cauza costurilor pe care le are gazul în momentul actual. Și automat suntem obligați să luăm de unde găsim, să zic așa. Legat de creșterea animalelor, suntem la pământ, cel puțin în zona de țară, unde știm cu toții că fiecare teoretic își crește pentru el ce își crește, pentru el, pentru rude, pentru persoanele apropiate, dar mai nou se practică controle destul de puternice de la autorități, care au ca scop uneori chiar amendarea și, cum să zic, descurajarea crescătorilor de animale. Adică tu crezi că există o politică de descurajare a crescătorilor de animale? Politica de descurajare a crescătorilor de animale există de ceva timp, nu de acum. Adică știu ce vorbesc. De câțiva ani buni, chiar 10-12 ani. Dar, din păcate, nu cred că s-a aștepta nimeni să se ajungă aici. Dacă dar de ce acum, ar... Fiecare... Stai o secundă. De ce să vă dau câteva exemple. Te rog. Concrete. Dacă până acum nimeni nu se lua de un X care creștea, nu știu, 2 vaci, 3 vaci, 5 porci, câți avea el acolo, sau poate peste 5,
Acum sunt vizate controle în exploatațiile care au peste 5 porci, care nu întrunesc niște condiții de igienă și bunăstare impuse de cei de la conducere, de ANSVSA, de exemplu. Condiții puse din birou, da? Deci nu știu câți de acolo știu ce înseamnă teren în țara asta și cum se cresc animalele în țara asta. Probabil au vizitat ei pe acolo cine știe ce ferme sau alte exploatații mari, dar nu toate pot fi cumva aplicate în gospodăria țăranului. Da? De exemplu, cer filtre sanitare, cer căi de acces separate pentru exploatația respectivă ca să ajungă la, așa zisul, coteț al porcului. Cer tot felul de construcții cu două rânduri de garduri, cu ziduri de beton și alte astea. Astea n-ar fi firește? Adică înțeleg ce spui, că vin niște norme pe care un mic producător român sau țăranul român nu le poate respecta, dar nu-s firește așa? Ar fi firești așa? Pentru cei care comercializează carne de porc sau produse sau subproduse pentru consum propriu. Da? Aha, okay. Deci dacă respectiv își crește pentru el și familie sau ce mai are el acolo apropiați, nu poți să-l obligi, dată ce nu-l ajuți cu nimic financiar, să-l obligi să aibă niște norme de genul ăsta. Că n-are de unde efectiv. Dintr-o pensie sau un salariu minim sau ce au ei acolo, abia își pun pe masă mâncarea pentru traiul lor. Nu-și repară casa și vor să facă cine știe ce... Am înțeles. Poți să învârte după soare. Revin, tu ai făcut afirmația asta și ai spus că statul român încearcă să descurajeze creșterea animalelor. Adică asta... Da, nu de acum, de câțiva ani de zile. De ce ar face subvențiile asta? Pentru... De ce? Tocmai pentru că suntem o nație bazată pe import. La capitolul carne de porc știm cu toții cât importăm. 50%. În jur 80%. Da. Nu, 50. Cel puțin. Cel puțin. Da. Îți dau statistica oficială de anul trecut. Nu se mai dau subvenții la bovine, iarăși subvențiile acum un an au fost o chestie de râs, gen 7 lei, 10 lei, 15 lei pe cap de animal, care e fix nimic. Da, deci mai mult duce... Știi de ce? Că la ovine avem producție mai mare decât necesarul din țară, de asta probabil că... Da, pentru că nu suntem un... Consumator. Da, nu suntem consumatori, suntem un stat care nu consumă așa de multă carne de ovine. E logică măsura, da. E logică măsura asta. Da, aici o să fiu curios, poate o să mai avem ocazia să vorbim. Sunt curios asupra acestei politici de descurajare, că e ușor de spus așa. Pe de altă este parte... o politică, odată ce nu a ajuns crescătorul, cumva concret, ai desfințat centrele de prelucrare a laptelui și de colectare a laptelui, care știm că au existat bine până prin anii 2000, unde omul de bine de rău, ce surplus avea, îl dădea acolo, era procesat în orașul cel mai apropiat sau oricum în centrele locale, să zic așa. Și de bine de rău strângea ceva de pe urma animalului respectiv. Au fost desființate, da? După ce s-a întâmplat chestia asta, vorbesc de zona unde sunt eu, a scăzut cumva, numărul de bovine a scăzut cumva cu 70, poate chiar 80%. Da? E prima chestie care au făcut-o. După, n-au mai dat subvenții la bovine. Au zis că dau doar la bovine de rasă și tot așa. Dar nu s-a gândit nimeni că bovina aia de rasă, dacă nu produce efectiv ceva, e degeaba. Deci dai subvenția aia decât că e vaca cu nu știu ce pete pe ea. Da? Subvenția trebuie să se dea și în agricultură și în toate domeniile pe ce produci concret. Mulțumesc tare mult, Alexandru, Ovidiu, pentru... informarea, că asta a fost o informare. Lucrurile se înțeleg mult mai bine de la firul ierbii, de asta și facem această emisiune în care să discutăm problemele reale pe care le aveți și, de fapt, cum se întâmplă lucrurile. Uite, ăsta poate e unul dintre motivele pentru care România nu are decât jumătate din cantitatea de porc, de carne de porc pe care, de care ar avea nevoie. Alexandru, salutare, bine ai venit la România în direct. Poate salutare, să răspundă Cătălin. România în eventualitatea unei crize alimentare? Salutare, Cătălin, și bine te-am găsit. Nu cred că România, pe termen scurt, gen un an, doi, o să se confrunte cu o criză alimentară. Și chiar dacă s-ar întrevedea așa ceva, cred că avem două pârghii destul de importante ca să combatem treaba asta. Și dacă ai urmărit, India a pus de ieri o interdicție de vânzare a produselor agricole. Și guvernul României a cochetat cu ideea asta, considera că nu e necesar. Da, pentru că la cereale stăm foarte bine. Producem undeva de vreo 3-4 ori mai mult decât se consumă în țara asta. Deci nu aici e problema. Pâine va fi, adică...
cred că și reducerea TVA-ului sau scoaterea lui definitiv ar ajuta cu cel puțin 10% la reducerea prețului final, dacă ar fi cazul. Dar mă gândesc că cerealele fiind materia primă, poți să o folosești ca o pârghie și ca să-ți iei carne mai ieftin și așa mai departe. Ca să nu crești prețul cărnii, vin cerealele mai ieftin, nu? Da. Când ai surplus de cereale, prețul scade. Deci, e nu posibil. Cred că o să fie. Nu cred că o să ne confruntăm pe termen scurt. Acum, pe termen mediu și lung, s-ar putea să fie altă discuție. În momentul în care se întâmplă ca majoritatea țărilor din jur, care nu reușesc să-și ducă crucea așa cum ne ducem noi, să nu producă cum producem noi, s-ar putea să apară o sincopă. Acum, și să... criza are să două aspecte. Eu nu cred nicio secundă și am spus de la început în această emisiune că România poate să treacă prin foamete. Nu, avem destule și exact. Suntem o nație care se va organiza bine din punctul ăsta de vedere. Dar există și chestiunea legată de prețuri, care se vede deja la raft și în România există scumpiri la alimente. Avertismentele sunt legate de scumpiri și sunt avertismente și ale unor lideri europeni și mondiali și, de fapt, aici trebuie să găsim răspunsul, pentru că... Cred că guvernul încearcă să găsească răspunsul. Nu știu dacă ai văzut sau voi ați zis săptămâna asta sau săptămâna trecută, guvernul începe să dea o lege pentru speculă. Informațiile conduc spre speculă. În momentul în care tu auzi la televizor, domnule, o să se scumpească, chiar dacă nu s-a scumpit, tu te pregătești pentru faptul că o să se scumpească. În momentul când vine o informație eronată și guvernul nu are nicio pârghie să combată specula, vânzătorul o să zică, bă, o să se scumpească. Ia să scumpesc eu acum. De ce să aștept? Înțelegi? Și dacă guvernul începe să combată de la firul ierbii, cum zici tu, specula, s-ar putea să nu ne lovim neapărat imediat de prețurile care e posibil să crească ulterior. Da, cine sunt speculatorii? Că asta e o întrebare la care guvernul cine n-a sunt speculatorii? Da. Speculatorii zic eu cine sunt. Oamenii care fac comerț. Cumpără de la mine, care sunt inginer horticol și produc așa. Materie primă, cumpără și se duce la piață și o vine mai departe. Îți dau un exemplu mic. Dar același comerț o fac și firmele mari de angro, care cumpără de la producători la un preț și cresc prețul artificial și îl vând mai departe. De nu, asta a fost legea lumii, că asta e greu de stabilit. Întotdeauna v-ați vândut produsele prin intermediar, că e mult mai avantajos și pentru producător, că nu poate să îndeplinească tot ce are pe lanțul acela, transport. Da, într-o viață normală și lipsită de pandemie și de speculă și de gradul de a dori să te îmbogățești imediat, e normal. Dacă ți se anticipează o criză, cred că guvernul bate bine fierul pe speculă și să încercarea de a o stopa. Uite, ar trebui să facem o discuție. Legea asta a fost intens criticată de foarte mulți oameni din spațiul public, odată pentru că nu poți să definești speculatorii și pentru că e greu de găsit acele mecanisme cu cât îți vinzi tu produsele, cât mai pune omul ăla în plus, cum poate să stabilească guvernul dacă plusul ăla de la 2 la 3 lei e speculă sau nu e speculă? Păi, cred că poate să facă cum se face și la curent sau la gaze, să facă o limitare pe prețul exact cât ar trebui să fie fiecare produs. Direcția Agricolă poate să vină în fiecare an cu un nomenclator pentru prețul la fiecare produs. Zice, domne, poate ai voie să-l vinzi. Nu ți-e teamă de asta? Păi asta era celebru mercurial din piețele românești de acum 40 de ani. Păi da, dar în momentul în care ți se anticipează o criză, nu încerci să limitezi efectele ei și să nu-ți moară lumea de foame? Mai bine te întorci în timp și pui o regulă care o folosești un an sau doi. Exact cum a zis India. Stopăm deocamdată exporturile de produse agricole până vedem ce se întâmplă. După aia le reluăm dacă temperatura... Da, interesantă perspectivă. Interesantă perspectivă. Trebuie să mă gândesc un pic mai mult la chestiunea asta, pentru că e greu de definit din punctul meu de vedere specula. Sunt convins că sunt speculatori, dar pe de altă parte sunt convins că sunt oameni onești care își conduc afacerile așa cum trebuie și s-ar putea să pice sub o penalizare de genul ăsta care să ducă la probleme mult mai mari, care țin de raționalizare, dispariția unor bunuri și așa mai departe. Avem nevoie de 2-3 oameni care sunt educați și raționează corect pentru a găsi portița corectă de a evita specula.
Ok. Îți mulțumesc pentru punctul ăsta de vedere. Cred că ar trebui să discutăm legea asta pe măsură ce apare, să ne uităm la ea. Delia, salutare, ești la România în direct. Astăzi ne uităm la piața agricolă sau piața alimentară. Mulți oameni ne avertizează că am putea asista la o criză. Dar cum se arată ea în România? Delia? Alo? Salut! Bine ai venit, ești în direct. Salut și bună ziua! Aș vrea să lărgesc cadrul discuției un pic, pentru că și să vorbesc după aceea și despre soluție. Deci mai întâi despre problemă și apoi despre soluție. Eu sunt un om absolut obișnuit, spre deosebire de antevorbitorii mei, nu sunt implicat în industria alimentară. Și în urmă cu câteva luni am aflat despre această problemă și nu mi-a venit să cred. Și am început să mă interesez un pic mai mult și, într-adevăr, problema este reală și războiul din Ucraina n-a făcut decât să o facă evidentă mai repede. Problema este foarte profundă și la nivel global, nu e vorba numai de țara noastră sau de Europa. Și se leagă, în primul rând, de degradarea solurilor în întreaga lume și solul este baza asigurării alimentației, atât pentru animale cât și pentru oameni. Și Programul Națiunilor Unite pentru Alimentație, Programul Națiunilor Unite pentru Combaterea Deșertificării vorbesc deja de mulți ani de o criză uriașă care se apropie și nimeni nu vrea să audă despre ea. Pur și simplu lumea ascunde capul nisip și zice nu se poate. Foarte simplu spus, solul se degradează, solul fertil devine nisip, se deșertifică. De ce? Pentru că este extras din el conținut organic. Tot scoatem recolte și nu punem conținut organic la loc. Și prin această scoatere a conținutului organic, solul fertil se transformă în deșert. Și în România, 30% din suprafața agricolă este în curte de deșertificare. Și știm foarte clar cazul Olteniei. No, da, în Oltenia, este nevoie de un conținut... Stai o secundă. În Oltenia, în zonele acelea deșertificate, aia nu e o problemă care vine în ultimii ani, nici în ultimii zeci de ani, ea vine de sute de ani acolo, adică ar trebui să ne obișnuim cu ideea că acolo se petrece un fenomen. Nu trebuie să ne obișnuim, tocmai există o soluție, despre asta vorbesc imediat, există o soluție. Deci, dacă nu există un conținut minim de 3 până la 6% conținut organic în sol, solul este în curs de deșertificare și practic nu mai poate produce nimic. Soluția este să aducem conținut organic înapoi în sol și există țări ca și Israelul, există țări ca și Nigeria, în Africa, incredibil, care transformă nisipul în sol agricol, adăugând conținut organic. Conținut organic poate să vină din două surse, de la animale, deșeuri animale și deșeuri vegetale. Iau în seamă ce spui tu, dar nu cred că pe termen scurt, acum un an, doi, cât avem în față această perspectivă, asta e ceva care să rezolve situația. Cred că ceea ce spui tu e foarte interesant, sunt materiale mult mai ample, mult mai lungi despre chestiunea asta, dar este o chestiune la care avem noi datoria să ne uităm în următorii 10 de ani. Dar nu, acum... avem datoria să ne uităm în clipa asta, pentru că peste 10 ani nu o să mai avem la ce să ne uităm la nivel mondial. Asta e problema. Lumea nu vrea să înțeleagă de ce este iminent să fie o foamete majoră în întreaga lume. Lumea nu vrea să creadă și nu vrea să vadă lucrul ăsta. Te rog din suflet, interesează-te, uită-te, te rog, da. Nu mă crede. Uită-te la Națiunile Unite, la Programul pentru Alimentație și la Programul pentru Combaterea Deșertificării. Te rog, uită-te, nu mă crede pe mine, uită-te acolo. Mă uit și o să vezi că asta ascunde 10 de ani oamenii de acolo. Sigur că da, și îți mulțumesc mult. Acum... Sigur, spunea un cetățean mai devreme că stârnim panică. Când vorbești rațional despre problemele pe care le ai în față, nu stârnești panică. Problemele sunt în față, trebuie rezolvate. Chestiunea deșertificării în România există, există și la nivel global. Sigur că planeta are niște resurse limitate, dar nu putem aborda chestiunea asta ca o panică generalizată sau ca un dat generalizat în România, că o să fie o foamete din cauza deșertificării. Hai să avem un pic de răbdare, că avem și soluții la îndemână. Salutare, Carmen, bine ai venit la România în direct. La chestiunea la zi încerc să te aduc astăzi. Alo. Salutare. Bună ziua, Carmen este numele meu. Aș vrea să fac o mențiune legat de subiectul dumneavoastră.
dacă este România pregătită sau nu pentru această foame, trebuie să zicem. Nu am zis foamete, criza alimentară. Foamete rucă la noi. Îmi cer scuze. Am vrut să intru în direct dumneavoastră pentru că sunt total împotriva acestui lucru legat de faptul că oamenii din România nu au bani. Inclusiv totul până la mâncare, pe principiul acesta. Mai ales pentru motivul, recent am fost într-un supermarket și am vrut să cumpăr un pepene care era în jur de 40 de lei. Ce credeți? Nu? Și mi s-a spus că, doamnă, zice, în prima parte a zilei, într-o oră, două, se vând absolut toți. Și spațiul era destul de mare unde stăteau pepenii. Da, deci, sunt și oameni bogați în România, dar nu putem să privim lucrurile așa. Toți sunt. Din punctul meu de vedere, peste tot sunt colți. Păi, într-un fel sau altul, toți fac în așa fel încât să mănânce bine. Mai ales pentru copii, asta este clar, că o să-i dau ce e mai bun. Deci, eu n-am văzut nicio criză. Și, da, prețurile, Carmen, prețurile le-ai văzut, nu? Adică... Da, absolut că le-am văzut. Înțeles. Asta este și contradicția. Și prețurile cresc, dar vânzarea rămâne aceeași. Lucrez în industria hotelieră. Sunt prețuri foarte mari la noi în hotel. Este un hotel de brand. Și vreau să vă spun că suntem overbooking de mai mult de o lună de zile. Doamne ajută! De aia s-a raportat și o creștere economică. Mă bucur că există și această perspectivă. Da. România e o țară mare parte europeană. Sigur că ai o parte de societate care e bogată, dar nu e, cum să zic, e și o țară insulară cu mare inegalitate, cu mulți oameni foarte săraci și pentru ei perspectiva sigur că nu este dintre cele mai strălucite. Pepenele de care zici tu la cât? La 40 de lei pepenele sau kilogramul? Că nu exact, am nu. Pepenele care avea în jur de 3 kilograme. Mie acum, mi s-a părut foarte mult, sincer. Eu aș zice că nu toți ascultătorii sau mare parte dintre ascultătorii noștri nu cred că ar da 40 de lei pe acel pepene. Sincer, să spun... De acord cu dumneavoastră, unde, pe de altă parte, unde sunt acești oameni care nu dau? Pentru că sunt într-un cartier, pot să spun cartierul, ca idee. Da, zic cartierul. Sunt militari, unde nu am zis victoriei, n-am zis în spatele guvernului, dar unde oamenii nu sunt foarte, sau venitul este aproape de mediu, mare majoritate. Așa, și mi s-a spus da. Că să vin în prima oră dimineața, că încă nu mai prind nimic. Deci sunt mulți oameni care dau. Deci, am angajat la hotel cu salarii sub 2000 de lei. Și primul lucru, când i-am întrebat ce faceți de Paști, mâncăm. Păi cum am fost și am făcut mese și ne-am cumpărat. Și... Deci unde sunt? De 1 iunie o să ne rupem genunchii peste tot. Da, e tare perspectiva ta, da. Uite, suntem bogați. Am rezolvat-o. Poate suntem mai bogați decât credem, da, e adevărat. Suntem săraci până la mâncare și distracție. Da. Mulțumesc mult pentru punctul ăsta de vedere. La asta nu m-am așteptat. Deci am putea să închidem emisiunea acum. Iată, o să mai rezistăm încă un sezon și în ciuda războiului din Ucraina. Valentin, salutare, bine ai venit la România în direct. Bună ziua. Te ascult. Reiau discuția pe care domnul doctor veterinar a început-o și, într-adevăr, sunt niște măsuri luate în așa fel, încă și culmea ciudat este că le-au fost luate în plină pandemie, când și atunci lanțurile de aprovizionare erau brutal afectate. Amintiți-vă că doar după ce s-au făcut presiuni din partea populației, domnul ministru Oros al Agriculturii, domnul de la PNL, a retras acel ordin că o gospodărie să nu poată să aibă mai mult de 5 porci. Și tot aveau visuri de genul să nu ai voie să ai scroafă, ca nu cumva să distribui, să poți să vinzi vecinilor. Deci cumva are dreptate. Dar n-am zis că n-are dreptate. Sunt curios de ce statul român ar descuraja chestiunea asta în condițiile în care are lipsuri majore. Pentru că se face lobby. Nu, s-a vorbit și de o Europa cu mai multe viteze. Sunt țări. Gândiți-vă că în Uniunea Europeană s-a plătit subvenție pentru a ține pe unele țări, se plătea subvenție pentru a ține pământul pârloagă. Pentru că dacă te apuci să-l plantezi, automat balanța se înclină, pentru că o țară poate să
încline balanța în detrimentul alteia, care își vrea să-și păstreze nu neapărat supremația, cât cota de piață pe respectiva pe agricultură. Altfel luat, am un prieten în Olanda, are în supermarket roșii din România, noi avem roșii din Olanda. E absolut stupid. Și acum nu e stupid, știi că aici nu avem granițe la chestiunea asta. Nu avem granițe, dar Uniunea Europeană se bate cu pumnul în piept cu poluare. Păi, ca să duc de aici, dincolo, nu-i logic, nu-i la mintea cocoșului că ar trebui fiecare să ne mâncăm ce producem decât să consumăm resurse, timp, combustibil, să ardem ca să mutăm același produs de colo-colo, înțeleg să importăm ceva ce nu crește la noi din cauza climei. Da, din păcate, din păcate sau din fericire, lumea nu mai funcționează așa. Logic e să mănânci ce vrei, de unde așa vrei este. Și la ce preț vrei, că și prețul e important, dar, în ecuația așa asta. Așa este, dar este vorba de Olanda, care a început acum să facă, să-și extindă artificial teritoriul ca în Dubai, da, ca să poată să construiască locuri, spațiul la ei este, știți, este sub nivelul mării, este limitat și nu mai au. Și automat se ajunge în cealaltă la cealaltă problemă, în care trebuie să folosești mult prea multe substanțe chimice ca să poți să crești eficiența plantării pe o anumită suprafață. Ții minte și... când în emisiunea asta a venit un producător agricol, un inginer agricol din insula Marea Brăilei și a zis că între un produs olandez, legumicultură, la legume se referea, un produs olandez și unul românesc îl ia pe la olandez, care mai puține chimicale decât al nostru? E cu duș și întors. Pentru că dacă pământul aici, e ca și cum aș avea un cal care este mult prea epuizat. Trebuie să-l cam bag pe steroizi ca să poată să tragă în continuare. În schimb, pământul la noi nu are aceeași nevoie de substanțe chimice, pentru că avem o suprafață din start, avem o suprafață mai mare. Da. Să cultivăm mai mari. Da, controlează cineva ce chimicale folosește acolo? Păi, nu au fost întoarse de la vamă de atâtea transporturi. Unele, da, dar pe ale noastre, întreb, controlează cineva ce chimicale se dau acolo? În mod normal ar trebui, dar vedeți dumneavoastră că nu vin în țara noastră, nu vin alimente doar din UE ca să se, producătorii să se raporteze la regulile de aici. Da. Vin din Turcia și cele mai multe întoarse pe acum, acest criteriu au fost de acolo. Să știi că la legume România produce totuși o sumă mare, 80% din necesarul său de legume e produs în România. Acum dacă merg să iau roșii, găsesc din Olanda și din Turcia în momentul ăsta. Găsești și românești, mai, ceva mai scumpe. Găsești peste tot, sunt cooperative, ne-au sunat oamenii învață între timp. De ce? Pentru că ani de zile... Nu am reușit să prindem sistemul de vânzare și pentru că nu suntem uniți între noi să facem lucrurile astea. Dar de aici până avea subvenție la pârloagă și subvenție la creșterea de greier și vierm pentru făină, în loc să avem pentru carne, mi se pare exagerat. Da, dar pe unele poți să le acorzi, pe altele nu, știi că există un tip de logică și în chestiunea asta. De exemplu, să cer subvenții și unii oameni ar spune că sunt foarte îndreptățite, pentru hamei, da? Pentru că vrei să faci o bere cu producători români, să faci o bere de calitate cu hamei românesc de calitate și să sprijini o industrie. Nu uita și asta că tot... poate fi prioritizat. Poți să prioritizezi în așa fel încât în timp să primeze mâncarea și apoi hameiul sau specla de zahăr. Asta, păi asta zic, că la hamei nu se dă și că oamenii și-ar dori foarte tare să aibă prioritatea asta, să intre și în programul ăla, pentru că e o afacere bună, cu valoare adăugată. Nu uita nicio secundă că pe toată piața asta, îți mulțumesc tare mult, sper să mai avem loc de un telefon, pe toată piața asta e și un joc al intereselor între diverse companii și diversi producători. Sorin, salutare, te-am cam lăsat la un urmă și cam ți-am luat și timpul. Bună ziua, Cătălin și ascultătorilor. Vreau numai tot la antevorbitorul nostru și la domnul doctor să revin, sau mă rog, medic veterinar să revin. Deci îi dau perfectă dreptate din punctul meu de vedere, nu sunt în domeniu, însă eu personal văd frecvent, merg în localități din Munții Apuseni foarte des și... știu acolo cu nume și prenume zeci de gospodării, de fermieri, să le zic, care au câte 20-30 de capete de vaci, de vite, pentru care iau subvenție
nu știu, bunicică, probabil 300-500 de euro, habar n-am, ceva de genul ăsta, de la care nu predau nimic sau foarte puțin. De ce? Pentru că le țin strict pentru subvenția aia, le comercializează sub formă de viței pe la tot felul de samsari, iar laptele pe care îl produc acele vaci, care este foarte puțin pentru că vacile respective nu sunt nici de cum productive, deci sunt pur și simplu niște vaci care n-au nicio valoare de producție, deci laptele respectiv îl folosesc în gospodăria proprie, îl dau la porci, îl dau la alte chestii și ce mai rămâne predă la ceva firmă din Ardeal, nu-i dau numele, pe bani mărunți, că să nu-l arunce. Foarte interesant. Îți mulțumesc mult. Sunt convins că explicațiile ar mai putea să dureze și îți arată iarăși o Românie cât se poate de inegală. Dar rămân la vorba ascultătorului nostru. Cu siguranță ne vom descurca. Aici nu o să fie problemele, nu o să fie probleme altele decât prețurile. Iar asta s-ar putea ca pentru unii dintre noi să fie dureros, că nu-mi fi cu toții bogați. România în direct se încheie aici. Eu sunt Cătălin Striblea, vă spun spor la treabă. România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. We'll be right back.